dificil de a lucra cu aceste persoane, deoarece persoanele date sunt foarte timide, sunt foarte închise în sine și considerând că problema aceasta îi afectează nu numai sănătatea, dar și viața personală. Acțiunea de astăzi este considerată o acțiune pentru a arăta că persoanele acestea există, problema există și noi toți trebuie să fim alături de ei. Aș spune că este foarte dificil de a schimba mentalitatea oamenilor în societate. Dacă ceva ani în șir a fost maladia aceasta tratată ca o boală a secolului 20, mentalitatea oamenilor e așa și a rămas. Adică nimeni nu o privește ca o boală curabilă, care este o boală ca toate celelalte boli și această nenorocie poate să vină și această boală în orice familie. Nu sunt gata să accepte persoanele ca cineva din colectiv sau din familie sau la grădiniță să fie aceste persoane. Мероприятие, которое помогает нашим ребятам, у которых, может быть, что-то не сложилось в жизни и в чем-то появились трудности, поверить в себя, поверить в жизнь, поверить в то, что надо бороться ради того, чтобы жить. И ради жизни на земле можно преодолеть все невзгоды. Нужно только верить, что ты кому-то нужен, что за тебя кто-то беспокоится и что ты нужен этой земле. Чем больше у нас будет таких инициативных людей, тем меньше проблем будет в нашей жизни. Легче предотвратить, чем потом исправлять. Я не пун база по стереотипам и не пун диферити контингенты. Есть персона, которая имеет те же валуары, как и мы. Тотул есть реципрока в жизни эта. Cum eu mă comport cu oamenii, așa și ei cu mine. Ziua de azi, noi sunt puțin persoane cu inițiativă pozitivă și este foarte greu să-i implici, să-i atragi cumva. Însă sunt la fel și alte, mai multe persoane care au bază de educație, de inițiativă și anume datorită acestor persoane, eu mă simt mai liber.